Mi-a făcut omul și... Vă rog, vă rog, opriți microfonul. Opriți microfonul. Ia-ți microfonul. O TV poze speciale, nu le găsiți în altă parte. Ia să vedem cine se alte poze. Opa, cine ești tu, Serghei? Serghei, nu? Da. Pe Aurel Vlaicu. Da. Unde sunteți, domnule? Se pregătea să spargă o bancă. Cu stoc. E cu stoc. Să nu fie recunoscut. Să nu fie recunoscut. Eu nu văd bine, hai că-s cu fundare. Ăsta e Aurel Vlaicu. Am crezut că e în avion, dar văd că se pregătește. Eu nu văd bine. La Cernavodă, în apă, să-l caute. Da, 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 da. Era... Se pregătea să-l caute. Să-l caute. Bravo, Bărane! Aici eram pregătit să găsesc pentru emisiunea ta. Dovezile. Eu de la... Serghei l-am văzut, eu de la el știam că e în apă, de-aia am pus pariu. Ia, uite, ia uitați-o pe asta aici. Ia uite om adevărat. Ha? Ce dracu? Aici e pe canal Dunării Mare Neagră, că a fost o crimă acolo. Da, exact. Deci a rămas nelicidat. Da, căutam pe ăla aici, m-a trimis președintele partidului meu, Dan Diaconu, să găsesc pe ăla la ceva. Cotule lui Ceaușescu. Bălan era sus și îmi dădea semnalele optice și îl căutam pe ăla. Cum îl chema pe mort? Bogdan. Ia fiți atenți aici. Aici e cu delfinul? Nu, aici la antrenament. Da, da, exact. Aici, când simulam mortul. Se antrenează cu delfinii, așa bine noată. Mamă, dar ce brațe am noi, să n-am parte. Te pup, Serghei. Toți bulangia, ce cu... Ce țâțe și culpa am noi. Că aveam una, o ardeam pe una altă, că vine ea cu mușchiul și... Dați-mi microfonul, domnul Serghei, că a început iar să pungutească ce nu trebuie. Dar ce narcisit e, ai văzut? Da, da, da. Cum vă tu ești nebunul lui? Dar tu ce să pupați pasma acolo? Ia uitați aici. Dacă mă bag cu pești, mă, ești nebun. Nu vreți pe nos mai repede ca ei. Ia uite-l aici, omul din Atlantis, ia uite-l. Ce face? Omul din Atlantis. Ia uite. Da. Dar ăla-i delfin? Da, nu, da, e Diaconescu de exact. Când căuta Băsescu. Căuta flota. Da, da, uite, ia uite, căuta delfinul. Flota. Fii atenție, imediat o sușește. Și acum se arde Băsescu că o să-l prinde, o arestează el cu flota. Știi de cât o arestează Băsescu până și la putere? Să n-am parte. Dacă nu ia și laptopul, și cravata, și costumul, și mașinile aici. N-are antul cartea de muncă de câte ori îl ia. El își pune pauză. Îl luă pe Băsescu, să mă pără că ne ia de mai suntem oameni. Uite-l aici pe Băsescu, în apă. Mamă. Dar dai cu când intră? N-am, la intrare n-am la bine. Hai mă că sunt bine de păi gata. Serghei, bucură-te că e singura poză cu apă asta. Crezi că vin? Crezi că vin? Crezi că vin? Ia uite, eu v-am zis că nu altă cu delfini, mă. Da, e clar. Ce dă-i acum? Asta-i trucat. Nu, nu. Îți dai seama că acum de acolo scopul să-mi vede poza să mă pune prin viceprim președinte. La apă. Radu Popa, Radu Popa, cred că ștaie venile acasă, că vede. Nu, s-a apucat de antrenament. Sigur, vede. Ăsta-i tatuat, merge pe pești, merge pe... Ce de-aia uite, bă, uite om adevărat. Zici că e în exil. A făcut guvernul în exil. E în prigoană. E în prigoană, a făcut guvernul în exil, uite. Tu-ți dai seama că dacă mă primiți așa, ne exilează exteriorul. Ca și cum catafico ăsta, zic, pe ce le caută? Dar ce era cu trandafirul ăsta, dumne, pe piept? Eu mai eu care dacă îți spun tăia transpirația cât costă. Nu te mai băga. Da? Era un semn. Ce trandafir, de la PSD-ul sau de la PDL-ul? Nu, încearcă să învețe. El era repatriat, uitați-vă la el, era un semn pentru... Nu, dumne, aici v-am bătut în aeroport la... Da, dumne, recunosc. Am plecat în stare de ebrietate, care e starea mea naturală, la, cu Florin Voicu, vărul lui... Nimeni ăla, înțelegi, cum îi pronunță numele, lua cel nimic de om, dar nu mă dă nimic care spune că sunt nevertebrat. Murimea-r toată... Vă rog. A murit mama. Frumos. Bă, bine frumos. Dumnezeu să ierte, da. Nu, a lui n-a murit, dar poate moare. Știi cum, știi cum zice? Cum puteți să spuneți așa ceva? Se când spune, nu mai, ăla nu mai vorbi cu bestia aia. Cum să spune bestia? Uite puțin, am eu față de bestie. Bă, bă, tu ești tu ești un viitor președinte, bă. Păi dacă tu ai o minte luminată, poți să spui bestie, un asemenea om? Păi cine v-a zis unui bestie? Mă, da? Eu sunt în familie. Mă, dă cum îi spune. Vă rog, vă rog, vă vezi, tăiați-mi microfonul. Tăiați-mi microfonul, hai, lăsați. Ce mă, da, am spus că ce găuzi e... Ca să spun ce am făcut acolo. Alo, m-am bătut cu un aeroport în numele României. Alo, nu vă mai auziți. Aici unde sunteți? Nu mai spun. Nu mai are microfon. Nu mă las să spun.
La, 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 nu mai vreau zic asta. Cât cântă-ți, domnule Serghei, puteți să-i lăsați microfonul, dar nu, când vorbește urât. A, mai ce să vorbesc, bă, chestie normală. Acolo am mers cu un adevărat român. M-am bătat puțin pe avion pentru că am frică de zbor. Nu că aș bea. Uitați-l aici pe iahtul personal pe domnul Serghei. Mă, cum o succesie. Bunul din ele. Dar unde sunteți aici? Sunteți pe canalul Dunăre... Lasă-mi canalul Dunăre Mare Neagră, Egipt. Ia, uite așa stârnește el populația împotriva mea. Și o să spunem mie că sunt viceprim-ministru. De ce îți face casă? De câte ori mă sună, îmi dă alt glas. Mai am alte poze, uite-l. Da, uite-l. Mai consumă și băuturi la bord. Mamă, ce legat. Își permite la bani. La bani am bani de o bere. Păi ce dracu? Zis că bogatul nu-l înțelege pe sărac deloc. Ia uite, uite cum stă. Și săturul pe flămând, așa e. A lui Rugine. Păi eu nu mă zic, ați mâncat, mi-ați mâncat pizzeți, n-am apucat nimic. Uite-l cum stă. Vă spun că era și pe undeva pe străinătate. Poate îl ia bălal la puricat cu averea. Da, exact. Asta. Domnule, mai da poze că vreau să spună. Domnule, uite, să vedem proveniența. Poftim. Uite. Ce e criză în România, uite cum stă. Că ar trebui verificată totuși averea domnului Serghei. Ia uitați. Bălal mi-a luat măsura, fără caterică. Mă uitam în ochii lui acum să gândea. Uite, da, uite mi-a dat un prieten. Ce știe exact ce făceai acolo? Că treceai în Mexic, ilegal, granița. Cu cocaină. Ca să strigă partidul ăsta. Da. Îți dai seama, băiat, bă, poți să-i vedeam așa în ochi. Tasul nomenclaturist, tasul a fost în acoliții lui Ceaușescu. Are barea scuși. Asta e poză de Interpol de aia când o căutat după 20 de ani. Bălane, să moară mama. Cum îl dă pe la Jamaica, la lui Vântu, cum îl cheamă? Dacă nu am făcut bani cu statul. Dacă n-ai făcut cu statul, aia e. Ai scăpat. Dar ce ziceți de asta acum? Ești aproape scăpat. Fiți atenți. Când am, la un cioc, cât aia actuarea domnului Serghei, din care se aruncă, ia să vedeți cum se aruncă în apă, uite. Da. Ce, să vedeți cum se aruncă în apă? Și tot proiectul. Dar scrie, senzațional, Serghei se aruncă în apă. Și îl găsește, cum îl cheamă pe mormă? Pe Bogdan. Și îl găsește. Te-a aruncat, dar te-a urmă, știi pe cine căutai. Acum, știți ce scrie asta, senzațional, Serghei Niculescu, misiile l-a găsit pe Bogdan. Da. Tot cum cheamă. Ia zi. Se aruncă în apă și nu bea. Normal. Da. Și în fine, o ultimă poză. Ia, dar cea mai zguduitoare? Ia uite-l aici. Învățând noua generație să fure. Da, învățând și minori. Învățând și cu minori. Școala de vară. Da, școala de vară, da. Sunt de aia. Așa se distruge generația. Bă, da, seamănă, am doi ziariși aici. Cu ce seamănă ce avem în cap acolo? Știți de ce, domnule? Cu poșeta lui Monica Columbeanu, aia de șapson cam. Zii tu, mă, moderatorule. Nu, nu seamănă cu nimic. Cu nimic? Bine, e o chestie... Vă rog, tăiați microfonul. Tăiați microfonul, domnule. Dar ce am zis, mă, cu ce seamănă? Ăsta a făcut un tic. Tăiați microfonul, tăiați microfonul. Uitați pe cine avem aici. Fiul pe Mădălin Voicu Junior, cu domnul Serghei Mizil și în mijloc? Cine? Nu cunosc, nu cunosc. Păi el nu. Cine? Cine ești, o întreb eu? Păi cred că eram în stare de bietate și își luam o femeie. Așa face el cu fanii. Da, nu mai recunoște nimic după aia, nu? După cum râdea. De când a intrat în politică, așa face poze, la tupă asta. Da. Păi cine e, mă? Păi cine, cine? Pe mine mă întrebați, nu știți cu cine mă spuzat. Uite cum o țineați de mijloc. La Crăciunul era aici, acolo? Da. Nu? Oricum nu știu cine e, dar n-arată rău. Mai schimbă să-i iau ce aminte. Să mai schimb ceva, da? Schimb ceva. Ce să mai schimb? Uite, asta. Cu asta, dar mai fost asta, s-a mai dat. E senil. Nu-l votați că e senil. Asta e în pauza din Egipt. Ia uite, Florin din Suceava ce-a făcut. Nu. Cine a făcut asta? Florin Partidul Poporului, bă, măgat. Făcut de Florin din Suceava. Uite, domnul Bichir foarte sobru, domnul Bogdan de asemenea. Da. Domnul Serghei de asemenea. Da. Oameni adevărați. Dar uite-l pe al nostru ce... Da. Bă, acum spune, vă iau banii, mâncați, bă. Ce ați luat banii? Dar nu știu de unde m-a găsit pe mine așa, serios. Păi nu, e nervos cu banii. Da, uite, foarte bun, oameni integri. Dar vezi că Dani în spate zici că americanul acum l-a pus că... Da, da, eu sunt la... Număr pe spate. La pușcărie, da. Cu Obama. Da, la când îl arestează. Asta e situația, ce să faci? Ce ați zis? Nu știu, un domn din Suceava ne-a făcut poze. Clienții au pus-o sau tu? Clienții sau tu? Se numesc membri, bă, nu clienți. La partid. Fiți atenți și reclamația. Am găsit de la un ospătar de la Terasa Țărănească. Ați fost acolo? Am fost în stare de bietate. Domnul Serghei, când ați fost la noi la terasă în Mamaia, n-ați lăsat deloc șpagă. Că vă lăudați că aveți restaurante. Minte. Ați lăsat? Am lăsat bani și l-am pus pe un kelner să-l înjure pe Mădălin Ionescu vreo două ori prin mesaje. Mi-a trimis sau un mesaj. Fiți atenți ce poză am găsit aici. Ion Iliescu cu Serghei Mizil. Mă dezic.
Și Serghei zice că trece la PP-ul, când colo el e cu PSD-ul. Nu, nu, nu. Fratele meu, Cornel Dinu, ăla din mijloc, am fost atras de către acel care nu-i produs numele. Bine, o să propun congresului să vedem ce măsură se ia. Dar vezi ce bucura e Iliescu, că m-a văzut? Dar Iliescu ține la dumneavoastră, nu? Da, m-a luat, l-a legat el pe tata, dar pe mine. Zic câte părâne ar da ăsta, bine că nu mai e și președinte. Mai poate să iasă? Da, să ne nu să vină odată, no, da, dacă vine USL-ul și schimbă Constituția. Fii atent, acum Bălan a rămas mult când mă vede cu președinții. Păi băi, Bălan, am cochetat cu președinții. Încă o dovadă că... Deci cu Ceaușescu a spus mână în mână. Și am mă știu, Bălan, ăsta a făcut afaceri cu statul. Ilegale. Să luăm restaurantele. Deci, domnul Mizil, cu Ceaușescu a spus... Le facem cantine pentru popor. Cu Ceaușescu a spus mână în mână, da? Cu Iliescu iar a spus... Mână, mână. Te pregătești tu. Până ne-a prins. Și acum cu Diaconescu. Și acum cu Diaconescu. Să fiu și cu tine mână, mână, până te leagă. Da. Și cu Constantinescu și cu Băse, nu? N-ați fost deloc? Cochetat. Ați cochetat doar pe ăștia doi, a fitat un pic. Asta e situația. E mai lucrat mai de Băsescu dacă te-au luat pe tine, că l-ai scut pe tine. Eu sunt cătici. Eu sunt idiot. Uite, ce mă bață. El pleacă acum așa. Pe tu dacă l-ar stează mâine la prima oră. Da, vă saltă. Asta e o percheziție mică înainte și pe urmă la pușcărie. Ia, ia, alta. Ia uite, nene. Paolo și cu Gino. Cine-i trebuie de clasă una poate? M-a stricat și pe Gino. Unde ați căutam fost pozele astea de ani de zile, fără catenică, cine ți le-a trimis? Nu știu, un telespectator, cine ți-a trimis? Dar cine ți-a culoare? Nu știu. Ori Cornel, ori Cornel, mulți. Cornel. Dar știi că au pozele astea... Păi, dom'le, ori cu Cornel, ori cu Gino ați fost. Aceste poze mi-au dispărut din seif. Și unul și altul era. Toți eram domeni. Aici l-am bătut pe coridoare pe Mihai Bujor Sion. La Cotroceni l-ați bătut pe ăla? Da, domeni, pentru că am diferite... Domeni, n-auzi că am... cum ai zis? Comportament deviant. Bă, dar ce ține minte ăsta? Inteligent! Să vezi că te bat pe tine când ești președinte. Povestiți-mi, domeni, deci cine v-a chemat la Cotroceni? Iescu sau v-ați dus? Nu are importanță. Acea... Cum să vă chemi Gino, ești tu? Hai ziceți, da. Acea lepră, Mihai Bujor Sion, da, care este lepră cu acte. Dacă vrei să, vrei să demonstrezi sau exemplu de lepră, Mădălin Voicu și cu Mihai Bujor Sion. Trebuie să dovediți asta. Păi dovedesc. Bine, așa, ce v-a făcut? Vrei să scot, că a fost, vrei să scot din politică? Ia mă faci acum să folosesc. Pe cine? Pe cine, pe Mădălin? Tu nu știi? Ce? Nu știi? Lasă-l mă acum pe Mădălin. Nu știu. Întreabă-mă mine. Hai ziceți-mi că e Bujor Sion, da? Bujor Sion nu este... Nu știi. Bujor Sion nu e fiul adoptiv al lui Ion Iliescu? Da. Fute maș... Vorbiți frumos, domnul. Nu este soțul fost sau fostul soț al Ioanei Pavelescu? Poți să aveași orgasm. Nu, nu, n-aveți voi. Nici orgasm. Mă, dar ce dimisiune asta, mă, ce suntem la biserică? Păi, bichire, bichire a chemat ăsta. Unde suntem domnule aici? N-aveți voi. Orgasm. Ce mai decent. Să-mi sară ochiul ei. Mă rog, ochiul mă rog. Deci v-a chemat Bujor Sion, da? Da. Nu m-a chemat, m-a trecut cu fiori. O să spui. Chiar m-a apucat de vii, păsate. Acel, acea lepădătură de... A voi spune asta? Da, până aici, da? Da. Până aici, da. El crezând că dacă este președintele în vigoare Ion Iliescu, eu pot să mă abțin. Eu având comportament deviant. Înțelegi? Pe ăsta nu l-am văzut de mult timp, nu mai ți explic asta, e prea greu, e prea jegos să vorbesc despre el, înțelegi? El a venit lângă Iliescu, crezând că mi-e frică de Iliescu. Și am venit, total greșit. Total greșit. Și am venit și a zis, dacă îți fut un cap în gura, nu, nu, n-aveți voi, n-aveți voi, da. Stai, tăiați microfonul. Bujor, da? Textual, da. Fii atent, așa am voie să fac? Nu, nu. Nici asta? Pe cap în gură. Ce? Și unde? Era Iliescu capul de față? Da. El s-a mutat după Iliescu, mă, da. Cornel Dinu m-a întrebat de ce fuge la pe coridoare. Nu poți să crezi, și era Iliescu de față? Și toți SPP-ul și toți aia? Gândește-te că mai mă propui. Da, domnule. Și ce s-a întâmplat? Și? Păi și-a fugit lepădătura. Și pozele astea ați făcut atunci? Sună pe Cornel Dinu și întreabă că mi-a zis, bă, de ce fuge ăsta ca disperatul? Bine, dar explicați-mi unde sunt pozele făcute. La Cotroceni. La Cotroceni. Înainte sau după scena asta? Păi eu am mers înaintea ta ca să luăm măsura când venim noi, să știu unde te pun. Da, nu, dar n-am înțeles. Și cine v-a chemat acolo, Dinu? Cum să mă cheme Dinu, mă, ești nebun? Dar cine v-a invitat, domne? Cine ne-a chemat, nu știu. Și, bun, și ce v-a zis Iliescu? Iliescu mi-a zis, l-am arestat pe tactul, s-a ținut demn. L-am arestat pe prietenul meu cel mai bun. Știi cum a fost? Și mi-a spus, Iliescu, tata, când l-a legat,
să fii demn acolo. Dar n-ai vrea să mergi tu cu mine puțin la pușcărie, măi, Ioane, să vezi ce demn sunt. Asta am voie să vorbesc? Asta da, dacă asta suntem... Băi, fii atent. Deci Ion Iliescu l-a arestat pe tatăl dumneavoastră când a venit la putere, da? Dumneavoastră cum vorbești. Tatăl fiind prietenul... Și mă fute în gură. Tăiați microfonul. Tatăl dumneavoastră fiind prietenul bun al lui Iliescu, da? Tu pe cine vei să arestezi când ajungi prima oară la putere? Pe tine. Nu. Pe cine, zic? Pe ce îi certați cu legea? Nu, domnule, pronunță un nume de președinte. De președinte? Da. Pe cine arestezi tu primul? Pe toți care au încălcat legea, toți președinte. Pronunță un nume. Uite, ia. Hai să